Mulțumim, să știți că am amețit privindu-vă. Mulțumim dansatorilor ansamblului Doina al Armatei. S-a ridicat și colbul aici unde ne aflăm noi. Și aș vrea să mulțumesc spectatorilor care s-au adunat aici în micul nostru platou. Dacă am putea să-i arătăm, Laurențiu, am să te rog. Vă mulțumim, dragi prieteni, și vă așteptăm aici în fiecare sâmbătă să fiți alături de invitații noștri. N-aș vrea să trecem mai departe până nu am să vă amintesc întreagăt câteva date foarte importante legate de imaginea ansamblului Doina al Armatei, așa cum era el la început. Exista un ansamblu de balet, 20 de perechi, corul însuma 100 de persoane, dirijor Ion Vanica, orchestra de muzică ușoară, dirijor Ion Lăzărescu, exista orchestră simfonică, dirijor Sergiu Eremia. De asemenea, începutul, din punctul de vedere al invitaților noștri, a fost punctat de o orchestră de balalaici, alături de instrumente foarte vechi, condusă de general Dinu Stelian, 70 de persoane. De asemenea, soliști de marcă ai operei române s-au aflat sub emblema ansamblului Doina al Armatei. Ludovic Spis, Pompei Hărășteanu, Cornel Fânățean, Aida Abagiev, Maria Diaconescu, Veronica Elenescu și foarte mulți alții. Iată așadar nume valoroase, artiști de marcă și, să spunem noi, o mare familie pe care sperăm să o revedem în această formulă pe care v-am amintit-o întreagă, în suma atunci 300 de persoane. Cine știe, poate că va exista acea zi în care îi vom revedea în această formulă. Avem un telefon. Alo? Alo, bine ați venit! Bună ziua! Cine sunteți? Mărtoi Gheorghea din Comuna Băcărești. Te-aș vrea, dacă se poate, să... o întrebare al domnului Ilie Roșu. Domnul Ilie Roșu, am să mă îndrept către domnia sa, vă ascultăm. Domnul Ilie Roșu, bună ziua, ce bine ați venit. Am să vă spun o întrebare. Aș fost invitat mai de mult, cam vreo două luni, la Atena Sabelor. Așa este. Mi-a plăcut foarte mult cântecile dumneavoastră. Mă bucur. Special cântecul este... Care cântec? Care cântecul care cine are fată și băiat. Da, eu am multe, sigur, da. Fete și băiete. Mi-a plăcut foarte mult că acel cântec ne-a intrat la scule, că și eu am fată și băiat. Să vă trăiască. Fate deosebite care intră la inima fiecare dintre bine vorba, care e special, are sufletul mai supărat. Da, v-ați regăsit pe cântecul. Și dumneavoastră, înveseliți. Mă bucur să aud. Da. Nu o să fie cântecul astăzi, o să fie altceva, așa, dar... Mă rog, în suflet să cântați-mi acest cântec. Astăzi nu se va putea, am pregătit un alt cântec, dar vă promitem în viitor că veți putea asculta piesa dorită aici în emisiunea noastră. Mulțumim mult pentru telefon, iar acum, dragi prieteni, vă invit să-i ascultăm pe Irina Someșan, Stelian Ungureanu, dirijorul orchestrei ansamblului Doina al Armatei La Vioară și Ioana Cornea. Și drăgoasă, la 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 la, și trăiesc ca ce frumoasă, la 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 la. Hai zi așa, hai tot așa, hai bădișore, să te aștept cu dor. Nu-s frumoasă nici la fost, la 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 la, o frumoasă dram eu fost, la 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 la. Nu-s frumoasă nici noi și la mine, la 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 la, o frumos noi celor ei, la 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 la. Hai zi așa, hai tot așa, hai bădișore, să-ți aștept cu dor.
cerut temul să pornească, la utarii să ne cânte, să luăm ora înainte, la utarii să ne cânte, să luăm ora înainte. Parcă sunt niște domnițe cu coalețe sutenițe, ca-și-ați fetele oltenice, nimeni ne-a nu le întrece. Joace lângă ei. Hai, iată hora se-nfierbântă ca petrecerea la nuntă, ca petrecerea la nuntă. Lăutarii ca să cânte au banii lipiți pe frunte și cântă de rup arcușul, galaonul și călușul. Lăutarii să le cânte și să ia hora înainte, că să-i mai de ambițioși, păloși și pretențioși. Lăutarii să le cânte și să ia hora înainte. Mulțumim! Mulțumim și avem pe cineva la telefon. Alo? Alo? Alo, bine ați venit! Salut, mâna! Bine v-am găsit! Vă duc Eugen, îl cheamă. Domnul Eugen! Vreau să felicit foarte mult pe doamna Elize Stan, care este un geniu pentru această emisiune. M-a făcut să am foarte multe emoții. Am văzut Maria Bararu, care a fost o prietenă a familiei mele și pe care am invitat-o foarte mult. Și pe această ocazie vreau să aduc multe mulțumiri acestei emisiuni și în special doamna Elize Stan. Vă mulțumim foarte mult, să știți că e o bucurie să aflăm că, iată, măcar pentru dumneavoastră, am reușit să transformăm o zi poate care părea nu foarte spectaculoasă într-una extraordinar de frumoasă. Eu vă mulțumesc foarte mult și sunteți singura televiziune care a putut să ne facă această mare surpriză, ca de altfel multe surprize ne-a făcut doamna Elize Stan și... Mulțumim frumos! Bănuiesc că o să ne mai facem în continuare. Puteți să fiți siguri, vă așteaptă și alte emisiuni pe măsura celor pe care le-ați văzut până acum. Mulțumim frumos pentru telefon. Mulțumim mult și fiți siguri, dragi prieteni, toți cei care ne priviți, că într-adevăr televiziunea română rămâne singura care transmite într-adevăr emisiuni în care regăsiți tot ceea ce înseamnă valorile adevărate ale folclorului nostru. Sperăm din toată inima să putem să existăm așa cum ne dorim în continuare și împreună cu dumneavoastră, dragi prieteni, în clipele următoare avem un telefon. Alo? Alo? Da. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Natalia Teodorescu. Da. Am fost 34 de ani în ansamblul Armatei. Ați stârnit aici emoții de bucurie, vă simțim și pe dumneavoastră. Pe toți soliștii de muzică populară, începând cu Bogzi, Ion Bogza, Ilie Roșu, Irina Someșan, Elisabeta Turcu, Polina, toți ceilalți colegi ai mei. Mă bucur să-i văd la televiziune, dar mai ales am o mare, mare încântare și emoție. Și să mulțumesc celor de la Muzeul Satului care au avut această inițiativă de a aduce pe post cei care sunt acum și care fac parte din ansamblul Doina al Armatei, care, așa cum a spus și dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați spus lucrul acesta, cândva era un ansamblu de mare, mare forță și renume internațională și era alcătuit din mult mai mulți membri decât este în ziua de astăzi.
și în mod deosebit mă refer la corpul de balet, mă rog, grupul de balet, că nu poți să spui corp de balet când este alcătuit din patru perechi. Și tot ce mi-aș dori în ziua de astăzi ar fi ca acest corp de balet să fie ceea ce era înainte și, bineînțeles, tot întreg ansamblul armatei, care a fost un promotor al culturii, artei, folclorului și dansului românesc. Să sperăm că va fi așa. Noul coordonator al ansamblului Doina al Armatei, colonelul Liviu Scrieciu, sperăm din toată inima că a auzit toate aceste cuvinte în această emisiune și să dea Dumnezeu să fie așa cum doriți dumneavoastră. Inițiativa televiziunii române, aceea de a aduce în prim plan ansamblul Doina al Armatei, sperăm din toată inima să nu rămână fără ecou. Așadar, vă invit în continuare să-l ascultăm pe Ilie Roșu, un alt membru al ansamblului Doina al Armatei. Vă ascultăm! Signori, e grădina numai flori mai. La mândralaro, signori, e grădina numai flori mai. Prandafiri și vrevenei, ce frumos sunt ochii ei mai. Prandafiri și vrevenei, ce frumos sunt ochii ei. Mi-ar fi mândră vecină, m-aș duce seara-n grădină. Mi-ar fi mândră vecină, m-aș duce seara-n grădină. I-aș rupe cât un bujor și să-mi lăsăr cu dor. I-aș rupe cât un bujor și să-mi lăsăr cu dor. Dar mi-e mândră mai departe, nu-i de mine așa aproape. Dar mi-e mândră mai departe, nu-i de mine așa aproape. Pe la capul satului, fata pădura rândului mai. Pe la capul satului, fata pădura rândului mai. Dar mi-e mândră mai departe, nu-i de mine așa aproape. De la capul satului, fata pădura rândului. Thank you.
Mulțumim și nu știu dacă ați observat, chiar dacă erau prinși în joc, cu toții și-au îndreptat privirile din locul de unde vin eu, spre locul de unde vin, pentru că țin foarte tare de mână pe cineva care a venit special la Muzeul Satului, urmărind emisiunea noastră și descoperind un ansamblu de care o leagă foarte mulți ani. Doamna? Carmen Hașaș. Și sunt fostă componentă a ansamblului armatei, au venit în ansamblu în anul 1980. I-am părăsit în 96, dar cu sufletul sunt lângă ei. Ați avut lacrimi în ochi în momentul în care v-am răpit și v-am spus că trebuie să intrați în direct în fața telespectatorilor și mi-ați mărturisit că de dansat ați dansat foarte mult, foarte bine, dar de vorbit n-ați vorbit. Cred că prin aceste mici cuvinte și atitudinea pe care am văzut-o eu față de colegii dumneavoastră, înseamnă că, iată, în acest ansamblu s-au întâmplat lucruri de suflet. Este foarte adevărat. Am trecut prin multe, și bune și rele, și frumoase și urâte. Acum îmi pare rău că ansamblul este atât de mic, dar sper să se facă mare. Asta sperăm și noi. Să știți că tremură din toate mădularele. Am s-o cruț și am să vă las pe dumneavoastră în compania Revecăi Sălceanu. Thank you.
soare, frunze verde de tricoi, azi și-o cântat la noi, s-a adună cu micul mare, ca zâmbul de sărbătoare, bade mi s-or adună și se uită lângă gar, cu și el o fi treacut, dar mă vremea le-o treacut. La vară ți-s babi, hai, cât sunteți ca niște clăie, joacă-mă, bariță, vine, nu mă face de rușine, că să-mi floreze ușor, când mă văză că e mort. Le uita rezii pe strune, și mai răie și mai bune, ca să-i bătut cu foc și nu poșă de birloc. Eu la cioc mă mălăjoc și cea unul ori din foc, pui ochii încă la pământ, nici cea unul nici la regând. Joacă dragă, nu lăsa fata să șadă, joacă moșova binile din isarță că ele, joacă badi mai îndreabă, nu lăsa fata să șadă, joacă moșova binile din isarță că ele, ia și moșcota te vine, cu babuța lângă mine, mă împărți moșu cu foc, nu poate și de pe loc, asta-i fără nu-i tot mea lăsând, dar joc scap din boală, că ăsta-i joc moldovinesc, nimic cu țâmpă.